doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la Observatorul Local Antena 1 Pitești. Pentru început vă invit să aflați care sunt titlurile ediției. 10 mașini au fost implicate într-un accident la Bascom. Vorbim despre 9 autoturisme și un camion. Din fericire nu au fost victime. Detalii imediat în Observator. Ancheta declanșată în cazul bebelușilor infestați cu bacteria E. coli continuă. O echipă de medici de la Ministerul Sănătății a fost în Argeș. Aproape 200 de argeșeni au fost arestați sau reținuți în străinătate anul trecut. Este o statistică a Serviciului de Pașapoarte pe anul 2015. Mai multe informații imediat în Observator. 10 mașini au fost implicate într-un accident la Bascov, 9 autoturisme și un camion. De vină pentru accident este șoferul camionului care a pierdut controlul tirului și a ajuns cu mastodontul în curtea unei societăți unde erau staționate mașinile respective. S-a ales cu amendă, în timp ce păgubiții vor putea să-și recupereze banii de reparații de la firma de asigurări. La volanul camionului se afla un tânăr de 23 de ani ce se îndrepta către autostrada București-Pitești. Din cauza vitezei, șoferul nu a observat un stâlp ce desparte cele două sensuri de mers și l-a acroșat. Atras și de volan, însă a pierdut controlul camionului, s-a lovit puternic de un gard și a lovit și alte 9 autoturisme parcate în curtea unei societăți. Din fericire, nu a existat nicio victimă. Un accident rutier cu consecințe deosebit de grave, din fericire doar materiale, în schimb se putea întâmpla o tragedie, pentru că dacă ați fi izbit cabina poartă, ar fi murit 3 oameni acolo. Deocamdată sunt 9 autoturisme distruse total. S-a izbit un stâlp de înaltă de 20.000 de volți, risipindu-se pe jos combustibil, motorină și benzină de la autoturismele avariate. Putea să izbunească un incendiu. Din fericire, nu s-a întâmplat. Am trecut pe lângă un camion de 7 tone jumate, pe banda a doua. El era pe prima bandă, trecut pe banda a doua și am agățat scoarul cu stâlpea care erau acolo, neiluminate, nu au fost semnalizați, nu i-am văzut. Nu m-am întrețut cu ei în față, am dat cu partea stângă de la cabină și am pierdut controlul volanului. Pe sectorul de drum unde s-a întâmplat accidentul nu este iluminat public, deși face legătura cu autostrada, lucru invocat și de șoferul camionului. Cel mai grav este faptul că acest ronson de 500 metri care leagă DN7 de A1 este total lipsit de lumină, deci iluminatul public lipsește. Acestea sunt cauzele. Eu sper să fie un semnal de alarmă și să nu mai existe asemenea evenimente. Este al doilea eveniment în 2 săptămâni. A fost și ud și un pic de ceață și nu a fost iluminat. Nu am văzut scoarul ăla și stâlpul. Am lovit cu partea stângă de la cabină și am pierdut controlul. Polițiștii l-au amendat pe conducătorul auto cu 630 de lei pentru nerespectarea vitezei la condițiile de drum, având în vedere că afară ploua. Pagubele produse vor fi suportate de firma de asigurări la care avea șoferul încheiată polița. Ancheta declanșată în cazul bebelușilor infestați cu bacteria E. coli continuă. O echipă de medici epidemiologi, infecționiști și de sănătate publică de la Ministerul Sănătății, Institutul Național de Sănătate Publică și Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș s-a deplasat joi la Pitești pentru a verifica modul în care se desfășoară ancheta epidemiologică și inspecția la Spitalul de Pediatrie, privind acordarea asistenței medicale și condițiile de spitalizare, dar a mers și la DSP Argeș. De asemenea, comisia a dispus recoltarea de probe suplimentare de lapte praf și alte alimente și obținerea de date suplimentare pentru anchetă. Secretarul de stat de la Ministerul Sănătății a precizat că Inspecția Sanitară a DSP Argeș a constatat că au existat situații în care în același salon din Spitalul de Pediatrie din Pitești au fost internați copii cu afecțiuni diferite respiratorii și digestive. Fapt pentru care s-au dispus măsuri de sancționare pecuniare pentru cadrele sanitare vinovate. Astăzi, echipele de control au mers în teritoriu, în localitățile de unde proveneau micuții, deși acest lucru ar fi trebuit făcut de la început de către reprezentanții DSP Argeș. S-a stat de vorbă cu familiile bebelușilor, s-au cerut informații și la București ancheta continuă, iar la Spitalul Marie Curie au ajuns și oamenii legii. Cert este că, urmare a tot ceea ce s-a întâmplat, s-a decis ca la nivelul întregii țări spitalele să intre în carantină, astfel numărul vizitatorilor să fie limitat. Sistemul medical din Argeș este la pământ, este concluzia la care a ajuns președintele Fundației Mișcarea Populară, Cristian Diaconescu. Acesta a fost șocat de cele întâmplate cu micuții infestați cu bacteria E. coli și a acuzat conducerile din județ pentru situația în care s-a ajuns. Deși dispune de cel mai mare exportator al țării prin uzina de la Mioveni, Argeșul este un județ care nu stă bine din punct de vedere al sistemului medical. Ultimul caz grav este reprezentat de bacteria ce îi ucide pe copii.
Județul Argeș pare un județ al contradicțiilor. Pe de o parte, dumneavoastră oferiți cel mai mare exportator al României. Fabrica de la Mioveni, după cum știți, este principalul contributor la balanța de export a României. Pe de altă parte, așa cum au arătat ultimile zile, cel puțin dacă privim la spitalul, la sistemul medical din județul Argeș, vedem vedem o situație absolut inacceptabilă pentru un stat membru al Uniunii Europene și Alianței Nord-Atlantice. O vină pentru situația în care s-a ajuns o au cei care conduc instituțiile publice și primăriile. Marea majoritate a edililor din județ au probleme penale. Cum Dumnezeu se întâmplă că practic toți aleșii locali și naționali ai județului Argeș au probleme cu legea penală? Cum Dumnezeu se întâmplă? Nu arăt cu degetul spre nimeni, nu acuz pe nimeni. Mă întreb și eu. O fi vreo legătură între lipsa de modernizare la nivelul cetățeanului, a județului, situația deplorabilă a sistemului sanitar și această cazuistică penală? Diaconescu i-a atacat și pe cei care au făcut parte din Parlament și care nu și-au arătat susținerea pentru Argeș. Aș vrea să mă uit pe inițiativele legislative ale parlamentarilor aleși în Argeș. Câte din aceste inițiative priveau și comunitatea din județul Argeș? Câte reprezentau și interesele comunității din județul Argeș? Președintele Fundației Mișcarea Populară a promis că va veni mai des în Argeș și se va interesa de problemele județului. Se știe data la care vor avea loc alegerile locale, 5 iunie, așa că partidele politice au început deja să întocmească listele cu posibilii candidați la primării și consiliile locale. Acest lucru l-a făcut și ALDE Argeș, partid ce are candidați la toate localitățile din județ. În toate cele 102 localități din Argeș există câte un candidat din partea Alianței Liberalilor și Democraților, filiala județeană. Acum se lucrează la listele privind Consiliul Județean. Noi avem în momentul de față organizații în toate cele 102 localități. Într-un procent de peste 95% am stabilit și candidații pentru fotoliile la primării. Se lucrează încă la lista de Consiliul Județean. ALDE are 3 candidați pentru primăria Pitești și sunt nume grele, spun ei. În 2 săptămâni promit cei din conducerea partidului că va fi făcut public numele candidatului. Sunt 3 persoane în sondaj, domnul Gerea, domnul Roberto Dorache, copreședintele ALDE Pitești, și Daniel Florea, consilier local și copreședintele Pitești. Și nu doar Alianța Liberalilor și Democraților se pregătește pentru alegerile locale, nici socialdemocrații nu stau deoparte și analizează zilele acestea dosarele cu listele candidaților la primării și consilii locale. Alegerile locale vor avea loc într-un singur tur la începutul verii. Sunt deja peste 75 de localități din județul Argeș care și-au ales candidații pentru alegerile locale din vară. Mai rămâne ca dosarele să fie validate de Congresul Partidului, lucru ce se va întâmpla cel mai târziu pe 15 martie. Peste 75 de localități au prezentat dosarele de candidaturi pentru primari și consilieri locali, a doua etapă fiind aceea de a fi validate de către biroul județean de partid, chestiune pe care avem în vedere să o derulăm până cel mai târziu la 15 martie, și după care, sigur, se intră în logica de campania organizată așa cum prevede legea. Alegerile locale din vară vor avea loc într-un singur tur, deși liberalii doreau ca alegerile să se desfășoare în 2 tururi. Se vor desfășura într-un singur tur de scrutin pentru primari, iar președinții consiliilor județene și vicepreședinții vor fi aleși de către consilieri. 5 iunie este data la care vor fi desfășurate alegerile locale. Aproape 200 de argeșeni au fost arestați sau reținuți în străinătate anul trecut. De altfel, 220 de persoane au primit restricții de a mai intra pe spațiul altor state. Este o statistică a Serviciului de Pașapoarte pe anul 2015. Și, atenție, tot anul trecut, 2 argeșeni au renunțat la cetățenia română. Au fost identificați 181 de cetățeni români care au încălcat legile statelor în care au călătorit și au fost arestați sau reținuți.
Au fost efectuate verificări cu privire la 6 minori de cetățenie română identificați neînsoțiți sau aflați în dificultate în străinătate. S-au primit un număr de 26 de comunicări de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare în străinătate referitoare la decesul unor cetățeni români pe teritoriul altor state și 18 comunicări de persoane accidentate. Și nu au fost numai argeșeni care au fost reținuți pentru diferite infracțiuni, ci și persoane care au încercat să migreze. 220 de argeșeni au încercat să facă acest lucru, dar au fost prinși, amendați și trimiși înapoi. Pe linia de lucru a combaterii migrației ilegale a cetățenilor români s-a concretizat în proceduri de preluare, prelucrare și transmitere de către solicitanți a adeverințelor care atestă restrângerea sau suspendarea dreptului de liberă circulație în străinătate, fiind deliberate un număr de 220 de astfel de adeverințe, pentru care, conform legii, s-a încasat suma de 4.840 de lei. Au fost sancționate contravențional 220 de persoane, cu valoarea amenzii de 7.855 de lei. De altfel, tot anul trecut, 2 argeșeni au renunțat la cetățenia română, iar alți 79 au depus actele pentru restabilirea domiciliului în țară. Aproape 17.000 de pașapoarte au fost acordate, dintre care 5.300 în stare de urgență. S-au reluat lucrările la pasajul suprateran de la Podul Viilor. Vremea frumoasă din ultimele zile le-a permis muncitorilor să se întoarcă pe șantier și să termine cât mai repede pasajul pentru a fi deschis circulației. Șoferii așteptau cu nerăbdare să vadă din nou activitate la pasajul suprateran și acest lucru s-a întâmplat la începutul săptămânii. Vremea frumoasă și caldă din această lună a determinat pe muncitori să reînceapă lucrările la Podul Viilor. Multe nu mai sunt de făcut, așa că oamenii lucrează de zor pentru a termina în cel mai scurt timp pasajul suprateran. Sunt depus la punct câteva detalii și să se asfalteze. Peste 40 de milioane de lei au fost necesari pentru construirea acestui pasaj, care urmează să aibă o lungime de 53 de metri și o lățime de 10 metri. Prin construirea acestui pasaj suprateran se dorește ca traficul din zonă să fie fluidizat, rampele de acces fiind dinspre străzile Costache Negri și Calea Depozitelor. Stadionul Nicolae Dobrin a primit acum câteva zile avizul ISU. Avizul este valabil până în anul 2018, însă până atunci municipalitatea va trebui să acopere tribuna a doua, ca pe acest stadion să se dispute meciuri de Liga 1. Primul meci oficial din acest an pe stadionul Nicolae Dobrin va avea loc peste 2 săptămâni, când Steaua va întâlni la Pitești pe Politehnica Iași. Partida dintre cele două echipe contează pentru ultima etapă din acest retur de campionat, după care va începe play-off-ul Ligii 1. Corneliu Nică spune că aceste lucrări de modernizare ale arenei vor fi făcute. Municipalitatea va începe negocierile cu lichidatorul judiciar Nicolae Enoiu pentru a cumpăra palmaresul clubului FC Argeș. Prețul de la care vor începe negocierile este de 190.000 de euro. Amendamentul cumpărării palmaresului fiind propus la bugetul Piteștiului pe 2016. În eventualitatea în care se va ajunge la un numitor comun, palmaresul FC Argeș va fi preluat de SCM Pitești. Basketbaliștii de la BC Argeș continuă seria rezultatelor negative din acest sezon competițional. Echipa pregătită de Andel Comandic a ajuns pe loc retrogradabil, după ce a pierdut la o diferență de 16 puncte confruntarea din deplasare cu BC Timișoara, una dintre echipele care are ca obiectiv rămânerea și în sezonul viitor în Liga Națională de Basket Masculin. Piteștenii au pierdut întâlnirea cu Bănățenii cu scorul de 85-69 la finalul unui meci dominat de gazde. Cu o echipă schimbată din temelii în această iarnă, Bănățenii au fost cei care au dictat ritmul disputei. În urma acestui rezultat, BC Timișoara a urcat pe locul al 10-lea din Liga Națională, primul deasupra zonei retrogradării, în timp ce BC Argeș a coborât pe poziția 11, primul sub linia retrogradării. Situația se complică foarte mult pentru gruparea din Trivale după acest eșec, iar piteștenii vor fi nevoiți să lupte de acum înainte pentru evitarea retrogradării, pentru că intrarea în play-off de pe locul 8 a devenit un obiectiv de domeniul SF. Avem în continuare parte de vreme frumoasă în Muntenia pentru jumătatea lunii februarie, cu temperaturi maxime ce se vor încadra între 7 și 11 grade. În Pitești vom avea o maximă de 11 grade, iar minima va fi de 1 grad Celsius. Cerul este parțial noros și izolat vor fi precipitații sub formă de ploaie. Vântul va sufla slab până la moderat.
Doamnelor, domnilor, acesta a fost Observatorul Local de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Nu uitați că în acest sfârșit de săptămână vă aștept la 7 zile în Argeș, retrospectiva săptămânii care s-a încheiat. Rămâneți cu bine! La revedere!